Domnule președinte al României, domnule președinte al Curții Europene de Justiție, domnule președinte al Curții Constituționale, domnule ministru al Justiției, onorați membri ai corpului diplomatic, stimați reprezentanți ai profesiilor juridice, dragi oaspeți din Republica Moldova, distinși invitați, domnule rector, dragi colegi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bine ați venit la aniversarea 150 de ani de la înființarea Facultății de Drept a Universității din București. În urmă cu un veac și jumătate, Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite, semna pe 25 noiembrie 1859, la numai 10 luni de la dubla sa alegere, decretul numărul 519, prin care Facultatea de Drept devenea instituție independentă, iar primul ei decan era numit Constantin Bosianu. Deși istoria învățământului din București este mai veche, primele materii juridice fiind predate în cadrul Academiei Domnești încă de la 1815, Facultatea de Drept, ca structură independentă și ca viitoare componentă a Universității Bucureștene, a luat ființă la 25 noiembrie 1859. Universitatea din București a fost creată abia 5 ani mai târziu, prin decretul numărul 765, din 16 iulie 1864, semnat de același domnitor, reunind trei facultăți preexistente, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Facultatea de Științe, prima fiind și cea mai veche dintre ele. De altfel, semnificativ pentru o epocă, precum și pentru convingerile lui Alexandru Ioan Cuza și ale celor care i-au inspirat actele, este faptul că Facultatea de Drept a fost creată înaintea altor instituții fundamentale ale statului. Rezultă de aici că titorii săi au considerat existența Facultății de Drept ca pe o premisă necesară, o adevărată condiție sine qua non a construcției României moderne. În cei 150 de ani de existență, Facultatea de Drept a Universității din București s-a dovedit a fi cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior juridic din România, profesorii și absolvenții săi contribuind în mod esențial la așezarea pe baze juridice solide a statului român, la evoluția și consolidarea sa democratică, la dezvoltarea științei și culturii juridice și la îmbogățirea patrimoniului cultural național. Seriozitatea cu care s-a construit acest așezământ fundamental pentru învățământul superior din România, dar și pentru arhitectura juridică a societății românești, seriozitate caracteristică a celor timpuri și, din păcate, din ce în ce mai rară astăzi, rezultă și din faptul că primul titlu de doctor în drept a fost acordat abia la 1908, deci aproape la o jumătate de secol de la înființarea facultății. Cadrele didactice și cei care s-au format ca juriști, urmând cursurile facultății, au fost recunoscuți întotdeauna ca fiind profesioniști de elită, fiind cooptați începând de la 1864 și până astăzi în colectivele de redactare a unor acte normative fundamentale, Constituțiile Române, Codurile Civil, Penal, de procedură civilă, de procedură penală, alte acte importante, acte normative importante. Capacitatea Facultății de Drept de a forma personalități cu o anvergură culturală și științifică, națională și internațională, a fost cu prisosință dovedită de faptul că 56 din membrii Academiei Române de la înființarea acestui înalt for științific și cultural românesc și până astăzi au fost studenți sau profesori ai Facultății de Drept. În același timp, profesorii și studenții facultății noastre au fost în întreaga istorie modernă și contemporană a României implicați activ în viața cetății, unii dintre ei ocupând înalte demnități în toate cele trei puteri ale statului, președinți sau simpli membri ai Camerei Deputaților și ai Senatului, prim-ministri, miniștri, secretari de stat, președinții ai instanței supreme sau magistrații acesteia, membri ai Curții Constituționale sau ai Curții de Conturi. De asemenea, judecătorii români de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și de la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg sunt profesorii Facultății de Drept a Universității din București și sunt fericit și onorat să-i pot numi aici și să mă bucur de prezența domniilor lor, pe domnul profesor Corneliu Bârsan și doamna profesor Camelia Toader. O remarcă se impune, însă, mai ales în contextul zbuciumat al societății românești de astăzi, pentru care Facultatea de Drept poate fi, cu toată lipsa evidentă de modestie a ceea ce voi spune, un model. Indiferent ce funcție au ocupat, indiferent de convingerile profesate, indiferent de perioada istorică traversată,
poate cu trista excepție anilor 50 ai secolului trecut, cadrele didactice ale facultății de drept au format întotdeauna o mare și unită familie, pentru care destinul facultății a constituit o valoare supremă deasupra tuturor intereselor de moment, fie că acestea au fost personale sau de altă natură. Și pot spune cu mândrie că și astăzi lucrurile stau la fel.